Iubiți ascultători, Evanghelia acestei duminici istorisește două minuni pe care le-a făcut Mântuitorul Hristos în Capernaum. Învierea ficei mai marului sinagogii din cetate și vindecarea unei femei cu scurgere de sânge care suferea de această boală de 12 ani. Doar primii trei evangheliști menționează în scrierile lor aceste minuni. Este vorba de Matei în capitolul 9, versetele 18 până la 26, Luca 8, versetele 40 până la 56 și Marcu, capitolul 5, versetele 21 până la 43. Matei este cel mai concis în relatare, conținând de relatarea lui doar 9 versete, spre deosebire de Luca cu 17 versete și Marcu cu 23. Dar despre ce este vorba mai în amănunt? Isus se întorcea din ținutul gadarenilor, acolo unde vindecase doi îndrăciți și de unde tocmai fusese invitat să părăsească cel ținut. Cu alte cuvinte, oamenii acelui loc, de pe malul vestic al Mării Galilei, îl alungaseră și Isus a plecat. În schimb, cei de pe malul estic al Mării Tiberiadei sau al Galilei îl așteptau cu bucurie. Evanghelistul Luca consemnează acest lucru spunând: Și când s-a întors Isus, mulțimea l-a primit cu bucurie, fiindcă toți îl așteptau. Așa se întâmplă și azi iubiții mei. Unii îl alungă pe Isus în timp ce alții îl așteaptă. Sunt cele două părți ale lumii cu privire la atitudinea acesteia față de Isus. Exegiții sunt de părere că locul spre care se întorcea Isus era cetatea Capernaum, orașul său sau patria sa, așa cum a mai fost numit acest oraș. Aici se mutase după ce cei din Nazaret, conaționalii lui, consătenii lui, am putea să spunem, s-au arătat disprețuitori și neîncrezători față de faptele și cuvintele sale. În Evanghelia după Luca, în capitolul 4, există un episod din care putem să ne dăm seama cât de mult Isus a fost disprețuit în cetatea sa unde a copilărit. Iubiții mei, atmosfera de bucurie în care îl așteptau la întoarcere arată că toți cei din cetate îl cunoșteau și că se bucura Isus de o faimă deosebită printre ei. De aceea s-au și bucurat de întoarcerea lui. Dar cineva din cetate se pare că l-aștepta în mod deosebit. Era Iair, mai marele sinagogii din oraș, precum și o femeie care suferea de o boală tăinuită de către ea timp de 12 ani și de care nimeni n-a putut o scăpa, deși își cheltuise, ne spun evangeliștii, toată averea ei cu doctorii. Primul îl aștepta, adică Iair, pentru că avea o fică grav bolnavă. Evangheliștii spun că era pe moarte. Iar femeia îl aștepta pentru că speranță de însănătoșire la oameni ea nu mai avea. Dar nu numai ei îl așteptau, ci și o mare mulțime de oameni care îl îmbolzea. Toți așteptau ceva de la el. În mod cu totul aparte, însă, îl așteptau bolnavii. Era fire să fie așa. Toți voiau să fie vindecați de către el. Așa se face că în prim planul relatării apare acum o întâlnire. Întâlnirea cu Iair. Așteptând puțin ca mulțimea să se liniștească, Iair își face repede loc printre ea și ajunge în fața lui Isus. Cade la picioarele lui, gest uluitor pentru un fruntaș al sinagogii, știind că sinagoga se afla în conflict cu Isus, și îl roagă pe Isus să vină în casa lui. De ce? Pentru că avea o fică grav bolnavă spre moarte. Și ea era, se pare, singurului copil. Evanghelistul Luca ne spune că numai o fică avea. Nu știm dacă este vorba doar de o singură fată, sau într-adevăr această fică era singurul lui copil pe Iair, Iisus îl cunoștea cu siguranță. Nu știe dacă îi cunoștea și familia lui sau și pe fica lui. Fata avea ca la 12 ani, ne spune evanghelistul. Dar nu ne spune niciunul dintre ei, dintre evangeliștii care consemnează acest episod, de ce boală suferea ea și de când mai ales. Și Iisus merge cu Iair spre casa lui. Mulțime multe însă mergea după el și îl îmbolzea. Dar în această mulțime se găsea și o femeie bolnavă de scurgere de sânge, așa cum am spus, și care suferea de această boală de 12 ani. Evanghelistul Marcu ne dă mai multe amănunte despre ea zicând, citesc din Evanghelia după Marcu, din capitolul 5, versetul 26, și multe îndurase de la mulți doctori, cheltuindu-și toate ale sale dar ne folosind nimic. Ba mai mult mergea înspre rău. Și venind să apropia de Isus, și pe la spate s-a atins de poala hainei lui, căci își zicea în sine ei, de mă voi atinge măcar de haina lui, mă voi vindeca. Și în clipa aceea, izvorul sângelui ei a încetat, ne spune foarte plastic evanghelistul Marcu, și ea a simțit în trup Că s-a vindecat de boală. Citim acestea mănunte Evanghelia după Marcu, în capitolul 5, versetul 29. Și în acel moment Iisus a întrebat, s-a oprit, cine este cel care s-a atins de mine? Petru însă, contrariat de întrebare, zice lui Iisus, în mod foarte logic, învățătorule, mulțimile te îmbulzesc și te strâmtoarează și tu zici, cine s-a atins de mine? Dar Isus i-a replicat: Nu, nu, s-a atins cineva de mine, căci am simțit puterea care a ieșit din mine. Reținem, -mi, a simțit puterea care a ieșit din el. Și cum toți te iar Isus insista să fie descoperit cel ce s-a atins de el, în cele din urmă, femeia, înfricoșindu-se și aproape văzându-se vădită, se apropie de Isus, toată tremurând, și spune pricina pentru care a făcut acest gest, destăinuindu-și boala. Atunci Iisus i-a zis, Îndrăznește, fică, credința ta te-a mântuit, mergi în pace. Iar evanghelistul Marcu, evanghelistul amănuntului, mai adaugă ceva din spusele lui Isus, și anume, nu numai mergi în pace, ci îi spune Isus și fii sănătoasă de boala ta. Iubiții mei, insistența lui Isus de a fi descoperit cel care s-a atins de el a fost una pedagogică. Pentru că el voia să scoate în evidență puterea miraculoasă a credinței care face totul posibil după ce omul nu mai poate să facă nimic. Dar în timp ce Isus vorbea cu femeia deja vindecată, vine cineva dintre apropiații lui Iair și spune, Fica ta a murit, nu l mai supăra pe învățător. Iisus aude cuvintele acestea și spune imediat mai mare lui sinagoge, Nu te teme, crede numai și ea se va mântui. Și luând cu sine, ne spun evangeliștii numai pe Petru și pe cei doi frați, pe Iacob și pe Ioan, fiul lui Zevedeu, se îndreaptă spre casa lui air. Nu știm ce simțea Iair în acele momente, atunci Iisus întâlnește în casa lui Iair tânguire multă și tulburare și lacrimi multe pentru copilă. Era firesc să fie așa. Toți erau triști, dar nu era firesc acest lucru și pentru Isus. De aceea El le spune, nu plângeți, n-a murit, ci doarme. Evangeliștii însă ne spun că toți cei de acolo, de față, îl luau în râs știind că ea a murit. Iubiții mei, e foarte normală reacția acelor oameni. Erau triși, plângeau pentru fică, a venit un străin, pentru mulți poate, și spune, uite, nu mai plângeți, n-are rost să mai plângeți, că ea n-a murit, ci doarme numai, când toți știau că ea a murit dar Iisus știa de ce spune asemenea cuvinte. Urma să definească în fața lor ce este moartea și, în consecință, cum trebuie ea privită. Moartea nu era și nu este decât o despărțire temporară a sufletului de trup și a noastră unii de alții. Accentuez o despărțire temporară. Și Iisus exemplifică acest adevăr spunându-i copilei, dar ceea ce va spune va zice numai în prezența părinților și a celor trei apostoli, pe toți ceilalți sceptici și necredincioși și care l-au luat în râs a scos afară, pentru că ei nu s-au învrednicit să vadă minunea. Și Iisus apucându-o de mână pe copilei spune, copilă, scoală-te! Și Evanghelistul Matei ne spune că s-a întors Duhul ei și ea, în chiar clipa aceea, a înviat. Și ca nimeni să nu se îndoiască de realitatea minunii, el a poruncit să-i se dea să mănânce. Acesta este motivul pentru care Isus le spune celor de față, în special părinților, de sigur, să-i dea ceva să mănânce, ca ei să vadă că fica lor a înviat cu adevărat. Iubiții mei, înainte de a reflecta la mesajul acestor două minuni, relatate în Evanghelia acestei duminici a 24-a după Rusalii, aș dori să vă răspund la o întrebare pe care poate v-a spus-o. De ce n-a înviat Isus pe toți oamenii din vremea sa? De ce a să numai trei învieri din morți? Adică pe fiul văduvei din Ain, pe fica lui air și pe Lazar cel din Betania, prietenul lui. De ce numai trei învieri din morți și numai multe? Dragii mei, în primul rând, să știți că planul lui Dumnezeu cu Isus nu a fost să învieze pe oameni din morți sau să se facă să nu mai moară. Dacă totuși a făcut și astfel de minuni, Isus le-a făcut cu un scop anume. Înainte de toate, pentru a arăta că există nemurire, și că El, ca Dumnezeu, este stăpân atât asupra vieții, cât și asupra morții. Și a înviat pe acești trei oameni pentru a arăta lumii de atunci, și lumii care a venit după ei, și lumii noastre, și lumii care va veni după noi, că prin moarte nu se încheie totul și că va exista o înviere și că cel care ne aduce la înviere nu e altul decât Dumnezeu. Apoi, iubiții mei, l-a înviat pe fiul văduvei din Ain, ca să mergem și la alte considerații, pentru a ne arăta că Isus nu-i vrea pe tineri morți. Acesta a fost unul din motivele pentru care El l-a înviat pe acel tânăr. Isus vrea tinerii noștri, Isus vrea copiii noștri vii, și nu morți, în păcate. Apoi a înviat-o pe fica lui Eir pentru a-i arăta tatălui ei, care era un fruntaș al sinagogii și altor șefi ai sinagogii, că el este Mesia cel adevărat, care era așteptat să vină și că sinagoga din acel moment trebuie să-l recunoască ca atare. Apoi, l a viat pe laser pentru a arăta consecințele învierii asupra materiei și anume spiritualizarea ei. Știți cu toții că Isus, după înviere, pătrunde cu trupul pinușile încuiate în seara învierii la apostoli. E greu să credem acest lucru, e greu să acceptăm, dar acest fapt s-a întâmplat. De ce? Sau cum a fost posibil? tocmai pentru că materia trupului său, după înviere, deși era un trup care putea fi recunoscut după caracteristicile lui fizice, zic, materia acestui trup după înviere era una total spiritualizată. Era materie, dar era una înduhovnicită, spiritualizată, penetrată de energiile Duhului Sfânt. Și Lazar iese din mormânt cu trupul legat fiind la mâini și la picioare trupul său înviat și modul în care el iese din mormânt să știți toți anticipa astfel consecințele învierii asupra întregii materialități și astfel învierea lui Lazar a demonstrat că învierile din morți nu și mai au corespondentul în vechea creație ci în noua creație de după înviere acestei noi creații aparținem cu toții și vom aparține în mod cu totul aparte după învierea universală. Acestea ar fi, iubiții mei, câteva din rațiunile pentru care Isus a săvârșit învier din morți și în mod cu totul aparte învierea acestor trei oameni. Dragii mei, ca mesaj al acestei evanghelii aș dori să reflectăm foarte pe scurt doar la un singur aspect din semnificația spirituală, dar nu a primei minuni, adică a învierii fiicei lui Eir, ci ce a celei de-a doua minuni, adică vindecarea femeii bolnave de scurgere de sânge. Am văzut că ea s-a atins de poala hainei lui Isus, dar am văzut că numai pe la spate, din teamă și sfială, și s-a tămăduit. De ce? pentru că nu și-a mărturisit credința, n-a căzut în fața lui Isus și se spune, cred în tine, Iisuse, vindecă-mă, nimeni n-a putut să facă nimic până acum cu mine, dar cred că tu poți să faci. S-a tămăduit pentru credința ei, dar este vorba de o credință specială, unică exprimată în Noul Testament, și anume o credință nemărturisită, și neafișată în văzul nimănui. Era o credință însoțită de o încredere în Dumnezeu care nu avea nevoie să fie cunoscută de nimeni. Aceasta este, iubiții mei, credința exprimată în toată taina ei, în tot misterul ei. Și am spus acest episod: E unic în Noul Testament. Cine are această credință, adică una neafișată, cu care nu se triumfă, nu este foarte cunoscut ca fiind un credincios. Se pierde în mulțimea de oameni, dar să știți că e cunoscut de Dumnezeu. De aceea am intitulat această Evanghelie așa, i-am dat ca titlu Taina sau Misterul Credinței. Dragii mei, și noi ne atingem de Isus și unii încă foarte des în taina Sfintei Împărtășanii, dar după cum vedem și după cum cunoaștem, nu toți ne vindecăm. Nu este nevoie, în mod deosebit, să ne vindecăm de o boală trupească, ci în primul rând de una sufletească. Și de boli sufletești suferim toți. Și suferă grav societatea în care trăim. De ce nu ne vindecăm? Desigur ne întrebăm. Pentru că nu ne apropiem de El cu credință, cu cutremur în ființa noastră. Așadar, simpla atingere nu înseamnă automat și vindecare. Femeia din Evanghelie aș vrea toți să înregistrăm acest lucru. Să ne fie reper de reflexie în conștientizarea credinței noastre și poate în nevoia unei credințe mai puțin triumfalistă, mai puțin afișată, mai puțin făcută cunoscută și altora. Și acum, iubiții mei, câteva teme spre reflexie. Prima temă: Unii îl alungă pe Isus în timp ce alții îl așteaptă. Și ca să dezvoltăm această temă, pornim de la cele două atitudini ale celor două grupuri, să spunem, de oameni de pe cele două maluri ale Mării Tiberiate. A doua temă. Am văzut că Iair îi adresează o rugăminte lui Isus nu pentru sine, ci pentru fica sa. Și Isus se milostivește de fica sa pentru rugămintea sau pentru rugăciunea Tatălui. E acest text un temei al rugăciunilor pentru alții. Sfântul Iacov, în capitolul 5, versetul 16, ne spune: Rugați-vă unii pentru alții. Așadar, tema pentru rugăciunea unora, Isus se milostivește de alții. A treia temă, despre moarte. Ce este moartea? Și din Evanghelie avem o definiție: adormire, somn și nu nimicire. Oare de ce a numit Isus moarte somn? Pornind de la o experiență obișnuită a vieții noastre, poate că vom înțelege mai bine. Întotdeauna prin somn trecem de la o stare la alta, adică de la oboseală, din starea în care forțele noastre fizice sunt ruinate total. Și apoi, după ce ne-am trezit, suntem alți oameni cu forțele fizice recăpătate. După somn, așadar, suntem alții. După moarte, Vom fi alții. Și ultima temă, învierea înseamnă întoarcerea Sufletului în trup. Așadar, Sufletul e nemuritor. Și tema nemuririi noastre este una importantă pentru Crezul nostru și pentru statutul nostru de creștini.